Într-adevăr, o petrecere cam povești. Alături de mine se află acum formația Triton într-o formulă mai lărgită. Bine ați venit acasă! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Să vă trăiască Luca, să fie sănătos și să petreceți și la 18 ani, mulțumesc, și la nuntă, suflet, și la ce mai fi. Formulă lărgită, cine sunt tinerii? Ei sunt copilașii mei, Oana și Alex. Alex are 18 ani. Bine v-am găsit! Oana are 16. Generația nouă, concurență, vin puternic din spate. Da, ei ne susțin, vin din spatele nostru. Iubesc muzica, așa, din toată inima, fiindcă ei au și urmat cursurile de specialitate. Dar nu vă e teamă de generația tânără care vine ușor, dar sigur, din spate? Ne mândrim cu ei și chiar și cu alți săliși care apar. Noi îi felicităm și chiar îi încurajăm să, dacă îi putem ajuta cu ceva, îi ajutăm. Până generația... să discutăm despre acest nou proiect Triton, vă propun să revenim la petrecere, care a fost o petrecere superbă, am înțeles cât a costat, dar am văzut că lipsește cineva de acolo, sora voastră. Sora noastră, din păcate... A venit puțin mai târziu, din păcate noastră. Nu a fost pe zi, a venit mai târziu, i-a fost invitată la o televiziune aici în București, în direct, și m-a venit după ora 12. Deci nu, v-ați împăcat, nu sunt certuri, vă susțineți, tot e ok. Suntem foarte bine, mergem împreună, cântăm. Frați adevărați, la poveștire adevărată. Totuși, pe timp de criză, asemenea petrecere? Nu a fost o petrecere 5.000 de euro. Foarte mare, așa. A fost o petrecere modestă. Am vrut să chem prietenii mei de suflet și am vrut să simtă bine la mine acasă, cu pâine tradițională de casă, cu berbecuți la proțap și ce mai fost? Noi de obicei suntem modești. Acolo ce s-a întâmplat a fost o petrecere între prieteni. A fost din suflet pentru prietenii mei de suflet. Și sper că a ieșit ceva frumos. Important a fost ca invitații noștri care au venit și cu drag să simtă bine. S-au simțit bine? Ei așa ne-au zis. Am avut invitații din toată țara. Da. Tot pe timp de criză merge muzica? Da, mulțumim unului Dumnezeu. Bine? Da, foarte bine. Nu ne putem plânge. Nu se simte atât de tare criza la noi. Noi putem spune că nu am simțit criza. Sunteți norocoși. Ne-am mers de bine ca anul trecut. Da. Când timp îți faci treaba acolo unde mergi, este ok. Contractele curg. Atunci să vă faceți treaba și aici acasă. Vă ascultăm. Mare drag, venim cu un suflet aici. Vă invităm să cântați. Sigur că da. Te vezi cum erai odată când scurtai mândrele în poartă, când scurtai mândrele.
vin și mă alină sufletul. Stai cu mine și ascultăm cântecul. Viața asta, viața asta-i numai una și se duce ca nebuna. Ridică paharul și închină și ascultă muzică bună, lume. Lângă struna de vioară, parcă te vezi tânăr iară, parcă te vezi tânăr iară. Te vezi cum erai odată, când scoteai mândrele-n poartă, când scoteai mândrele-n poartă. Lângă struna de vioară, parcă te vezi tânăr iară, parcă te vezi tânăr iară. Am mai prins și eu finală, o melodie. Viața este frumoasă, trăiți-o la maxim. Curiozitate feminină. De ce sunteți îmbrăcați în alb? Pentru că sezonul. Ne place foarte mult alb. Noi de când am apărut pe scenă am apărut în această culoare. Deci așa am apărut îmbrăcați în alb și pe la spectacole pe unde mergeam și chiar contractele care le primeam, domnule, vreau să am la nuntă băieții aceia în alb. Așa ne-au recunoscut toți. Așa vă recunosc. Da, și iarna de obicei voi v-ați ales culoarea, voi vă alegeți imitele. Da. Cred că, fără lipsă de modestie, cred că suntem primii care, care ne-am îmbrăcat cântând acest gen etno în tot un alb. Deci bun, mai aflăm mai multe de la voi după o scurtă pauză, pentru că atunci urmează și generația tânără generația să nouă. Ne încânte și să ne cânte. Sigur. Și tot după da. O scurtă pauză vorbim de încă o mega petrecere, o petrecere pe care Maria Ciobanu și Nelu Ploieșteanu au transformat într-un spectacol extraordinar.